Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit în sala de conferință Sebastian Domozină. Ne pregătim pentru un nou duel de tradiție în fotbalul românesc, așa cum îmi place să spun de fiecare dată, Craiova lui Balaci întâlnește Argeșul lui Dobrin. Meciul va avea loc vineri de la ora 21 pe stadionul din Trivale. Chiar organizatorii ne-au anunțat astăzi că biletele pentru Galeria Universității Craiova sunt disponibile în acest moment atât online pe argesfc.ro, trebuie să selectați peluza oaspeți și bineînțeles în ziua meciului de la casele de bilete situate în vecinătatea stadionului Nicolae Dobrin. Despre partida de vineri vor vorbi antrenorul echipei noastre, domnul Mirel Rădoi, și fotbalistul nostru, Vladimir Screciu, urmând ca apoi să puteți adresa și întrebările noastre. Mister, cum va fi duelul cu Argeș? Bună ziua! Vă mulțumim de prezență. Vineri seara întâlnim o echipă care în momentul de față aș putea spune că există o atmosferă tensionată la nivel de rezultate, probabil și la nivel de club, dar în aceeași măsură spune că ar merita mult mai multe puncte după partidele disputate, chiar dacă a avut un program foarte, foarte dificil. Mă uitam că o perioadă aproape de două luni de zile n-au reușit să marcheze niciun gol și în ultima etapă au reușit să marcheze două goluri contra FCSB-ul. Asta înseamnă că sunt pe o panta ascendentă, spune, și cu jucători foarte buni. Dacă am putea să vorbim de jucători care poate să facă diferența în orice moment, în orice fază, cred că putem să vorbim de Garita și de Ișvan în acest moment. Va fi un meci destul de echilibrat în care sper să ne impunem din primul minut ritmul, pentru că din punctul nostru de vedere, ăsta este cel mai important aspect în momentul de față. E clar că am început să ne consolidăm anumite principii de joc, posesie, ocazii, situații de a marca, dar trebuie să începem să ne impunem ritmul de la început de joc și nu trebuie să așteptăm ca adversarul să-și creeze o ocazie să putem să ne trezim sau să începem după minutul 15. Vladimir, cum prefaceți tu disputa cu piteștenii? Bună ziua! O să fie un meci destul de frumos, plăcut publicului, pentru că, din câte mi-aduc aminte, data trecută am câștigat cu 4-0, meciul de înainte a fost un 3-2, cred că o să fie un meci destul de frumos unde se vor înscrie goluri, atât noi cât și Piteștiul ne dorim să câștigăm, dar sper să câștigăm și să luăm cele 3 puncte înapoi la Craiova. Întrebări, vă rog. Mirel, ai urmărit pe viu partida în care FC Argeș și-a chinuit FCSB-ul pe Stadionul Național. Crezi că cu Andrei Prepeliță pe bancă, alta era dezvoltarea partidei? E posibil să fie avut un final de joc mai disputat dacă Andrei era pe bancă. Pe această care îi doresc multă sănătate, chiar dacă am aflat între timp că problemele nu au fost foarte grave, o simplă cădere de calciu. Sper să fie bine, să fie prezent la partida de vineri pe bancă alături de echipă. Cred că și eu cred, da, că echipa ar fi arătat pe final de joc puțin mai agresivă cu el. Asta nu înseamnă că Schumacher nu a dat indicațiile de care echipa avea nevoie, pentru că până la urmă formează un staff. FC Argeș și o echipă cu care îți place să joci, să o întâlnești, care joacă deschis? Sau... În momentul de față nu mai este preocupată, așa cum era de exemplu anul trecut, de organizarea ofensivă. Închid spațiile foarte bine, aglomerează zonele. În momentul în care simt că sunt un dezavantaj și tabela de marcaj arată că sunt conduși, atunci încep să săriște. Până atunci gestionează destul de bine momentele când să atace. Foarte multe mingi în profunzime pentru Garita, după aceea cei doi mijlocași centrali, indiferent care au fost ei, că a fost Mezacoli sau Jiche, chiar și Alseus, în momentul în care joacă minge lungă, recuperează destul de multe mingi în zona centrală, după aceea joacă la margini și de fiecare dată aduc oameni în careu. Minim doi jucători pe momentul de centră. Din punctul de vedere, va trebui să fim foarte bine pregătiți pe orice minge lungă, să recuperăm mingea a doua, după aceea marcajul foarte strict în careu pe momentele în care ei centrează, dar în mare parte, așa, foarte multe lucruri din punct de vedere ofensiv, Pitești nu are. Are puține lucruri, dar sunt foarte bine puse la punct. Sunt la 3 puncte în spatele vostru, cu victoria voastră vă consolidați locul de play-off, mai urmează încă 2 partide, Petrolul și UTA, și se termină turul. Într-adevăr, va trebui să încheiem această partidă cu cele 3 puncte de partea noastră ca să putem să rămânem în continuare pe loc de play-off. După aceea vom vedea ce se va întâmpla săptămâna viitoare la partida cu Petrolul, pentru că între Petrolul și UTA, după aceea avem și Cupa României, deci călătorim oarecum. Meciul de aseară l-ai urmărit, Inter cu Barça. Cei la Barça țipă
după greșeli flagrante împotriva lor. Da, n-aș putea să comentez acum arbitrajul de la alte... Nu, dar cum vezi, dar și la fotbalul mare se întâmplă greșeli. Contează mai puțin ce se întâmplă. Important e să vorbim despre ceea ce se întâmplă în campionatul României. Într-adevăr, am văzut... am văzut două partide, dar am fost mai atent la Inter cu Barcelona. De ce? Pentru că și Inter joacă 5-3-2 și vreau să mă uit la anumite mișcări. Mirela, aș vrea să te întreb dacă mai vedem și modificări în echipă, în formula de star, și te întreb asta pentru că se pare că am transferat spectatori, că Arlauschi să-l vedem mereu în tribună, Rivalinho la fel, îi vedem și jucând, că da. De asta i-am adus. I-am adus și noi și ei vor să joace, doar că pentru Arla mai durează ceva, vedem când din punct de vedere fizic va fi la nivelul celorlalți portari. După aceea, Riva, de exemplu, a jucat o perioadă după care a fost accidentat. Era normal că nu aveam cum să-i băgăm accidentați sau nepregătiți din punctul de vedere. Acum depinde doar de ei să revină la forma fizică. În momentul în care sunt la același nivel cu băieții, e clar că vor apărea și minute pentru ei. N-aș putea să introduc un jucător care, de exemplu, n-a făcut 2-3 zile antrenamente cu echipa în locul unui jucător care a fost toată săptămâna la antrenamente, în acele 3 zile și-a dat viața, spun așa, la antrenamente, și să încercăm oarecum să avem o doză de subiectiv vis-a-vis de un jucător anume. Acum, cu accidentarea lui Colici, nu-ți pare rău că nu ați făcut mai multe transferuri și mai importante, adică s-a dus și titulari, că până acum nu... Dacă am fi știut dinainte că urmează să accidenteze jucătorii... Trebuie să fii precaut ca antrenor, adică... A, să aducem vreo 40 jucători, să fim așa precauți, că poate măcar 7 se accidentează. Nu putem să facem... o risipă din punctul meu de vedere financiară degeaba, care nu ți asigură o rețetă a succesului, după aceea vorbim de rezultate, vorbim după aceea implicit de metodele de antrenament. Cum poți să antrenezi 30 și ceva de jucători? Deci n-ai cum să previi o situație. Gândiți-vă că în momentul respectiv noi deja aveam. Deci nu e doar Colici, nu e doar Riva, e Ivan, Marcovici. Deci în punctul de vedere al atacanților, ca și număr, sunt. Doar că așa s-a nimerit să accenteze. Asta e greu să previi o situație de genul ăsta. Ai avut parte și de o pauză, ai mai pus lucrurile la punct. Când crezi că va reuși Craiova să lege 3, 4, 5 rezultate bune? Și eu și băieții ne-am dorit la fiecare partidă să începem deja cu partida de la Pitești. Dar gândiți-vă că noi abia sâmbătă facem 2 luni de când suntem aici. Adică oricât de mult ne-am dorit și noi și jucătorii, perfecțiunea nu există după aceea și pentru ei e foarte greu să înțeleagă toate principiile, să asimileze toate informațiile într-o perioadă relativ scurtă. Adică singura perioadă în care am putut să lucrăm și să ne consolidăm principiile a fost acum, când a fost pauza echipei naționale, când, de exemplu, Vladimir n-a fost cu noi, Marco n-a fost cu noi, Nicușor Bancu n-a fost cu noi, Mitrea n-a fost cu noi. Deci, din punctul de vedere, e clar că mai e nevoie de timp. Știu că toți antrenorii avem placa asta, că avem nevoie de timp și între timp ne schimbă patronii, dar ăsta este adevărul, nu avem cum să-l evităm. Într-adevăr, procesul de asimilare a informațiilor trebuie să fie cât mai rapid și trebuie să găsim soluțiile necesare pentru a le da jucătorilor. Mirel, la începutul conferinței vorbeai de o inconstanță la cei de la FC Argeș. Această inconstanță o avem și la Craiova în ceea ce privește rezultatele, pentru că corect. Victorie egal sau înfrângere. Până la urmă, Universitatea Craiova a anunțat că se luptă la titlu. E puțin ce s-a obținut până în momentul de față la echipă? E puțin din punctul meu de vedere. Sunt. Eu nu am anunțat titlu, nu o să-l anunț, decât dacă v-am spus în ultima etapă jucăm cu el pe masă. Până atunci trebuie să fie prezența noastră în play-off obligatorie, consolidarea unui loc în play-off și după aceea vom vedea în funcție de câte puncte avem față de, nu știu, dar pe poziția pe care suntem, de echipele din față, din spate, și după aceea vom vedea când ajungem la ultima etapă. Până atunci e clar că sunt puține puncte din punctul meu de vedere pentru partidele pe care le-am disputat până acum. Și dacă ne uităm foarte atent la ultima partidă, nu cred că cineva de aici din sală poate spune că rezultatul este unul echitabil. Într-adevăr, culmea fotbalului putea să întâmple că la ultima fază să și pierdem acea partidă. Dar asta nu înseamnă că de fiecare dată rezultatul, nu știu, reflectă realitatea din teren. Ne dorim cu toții continuitate, constanță și cred că, din punctul de vedere, și cei care au fost înaintea mea la echipă, același mesaj l-au transmis. Și dacă a lipsit ceva în ultimii ani, e clar că ăsta este lucru care a lipsit pentru a ajunge mult mai sus în clasament. Vlad, tu cum vezi meciul și cum vă simțiți voi?
în momentul de față. Zici și mai devreme că o să fie un meci destul de frumos, greu în același timp. Noi ne simțim foarte bine, jucătorii și-au revenit în mare parte toți, din câte am văzut doar Elvira are problema cu aductorul. În rest ne simțim foarte bine și încercăm să ne antrenăm cât mai bine și vineri ne așteaptă un meci destul de greu. Vlad, ai fost înlocuit la pauza meciului cu Voluntar, nu știu, a contat mult, deși evoluția a fost una bună, însă nu așa cum obișnuisei poate în trecut. A contat mult faptul că jucasei două meciuri întregi la Naționala de Tineret și n-ai mai avut prospețime? Da, m-am simțit primele minute, m-am simțit foarte bine după, cred că oboseala a început să-și spună cuvântul. Am jucat marți 80 de minute, dacă nu mă înșel, imediat după meci 5-6 ore pe drum, nu prea am avut timp de refacere. Am crezut că o să fie mai bine, dar am zis să nu risc și am vorbit cu mister și a decis că e mai bine să rămân. În sezonul ăsta, că au fost meciuri europene sau meciurile de campionat, ai jucat și fundaș și la mijloc. Unde te simți mai bine? Mereu când mă duc la un interviu sau conferință primesc aceeași întrebare. Nu, v-am răspuns până acum. Pe ce poziție? Depinde și de antrenor, pentru că au fost meciuri în care ai jucat în sistemul cu 4 în linie. Fundaș, și cu 4, și cu 3, și mijlocaș central, da. Mă simt bine, cred că pot spune, mă simt bine în orice compartiment defensiv. Unde sunt pus să joc, acolo încerc să joc și să dau cel mai bun randament. Ne poți spune acum, spunea Mirel, se fac 2 luni de când a venit la echipă, primul meci al lui pe bancă, ți-a dat un bilețel, ce scria pe acel bilețel, pentru că a apărut multe glume pe internet. O poezie sigur ne-a. Era o tactică. Au fost de la poezii până la rețete de prăjituri, până la... pentru că tu ai părut foarte surprins ce scrie. Da, era gălăgie, nu prea înțelegeam. Era o tactică ce o făcusem cu câteva zile înainte de meci, cum să deschidem când începe mingea de la portar, și a trebuit să le explic și celorlalți colegi, pentru că na, era gălăgie și a trebuit să mă duc aproape de ei. Și eram și puțin bulversat, fiind 3-0. Scriu și urât, înțeles. Trebuia să fii medic, o să ajung și la... Acest meci cu FC Argeș și foarte important, pentru că o victorie, așa cum spunea și Mirel, poate consolida poziția de play-off și pentru că, iată, inconstanța asta în rezultate, deși mai sunt 2 etape până, sau 3 etape cu meciul la Pitești până se termină turul. Vă așteptați la fluctuațiile astea în evoluții? Da. Ne lipsește, din păcate, această constanță în meciurile astea, dar cu timpul cred că o să avem. Trebuie să luăm fiecare meci în parte, meciul cu Argeș, și cred eu că o să fie foarte important pentru noi. După urmează Petrolul și UTA Arad. Am vrea să încheiem acest tur cu 3 victorii la rând și cred că după o să avem un elan destul de bun pentru a începe returul. Spuneai tu de ultimul succes la Pitești, 4-0, și au fost atunci foarte mulți suporteri, și acum se anunță o deplasare destul de... cu mulți fani de ai voștri în tribune. Contează în meciurile din deplasare și aportul lor? Da, contează asta foarte mult pentru noi, pentru că suporterii noștri, galeria noastră, ne împing de la spate, avem nevoie de ei. Și sper să fie în număr cât mai mare alături de noi vineri la Severin, la Pitești. E aceeași distanță în kilometri. Da, acum parcurgem mai repede acum până la Pitești, pentru că s-a deschis drumul expres. Ținând cont de evoluțiile și la echipa de club și la Naționala de Tineret în noiembrie, pentru că sunt și 2 meciuri amicale ale Naționalei Mari, aștepți și o convocare de la... Sincer, eu mă gândesc să fac treaba cât mai bine și cu siguranță, dacă o să fac treaba cât mai bine la echipa de club, o să vină și momentul când o să ajung la prima echipă, dar mă gândesc și la echipa de tinere, pentru că în vară avem un campionat european și cred eu că trebuie să închegăm un grup cât mai bine acolo și aștept să mă duc cu nerăbdare unde mă cheamă. Chiar dacă mă cheamă domnul Emil, domnul Eduard Iodronescu, o să mă duc cu plăcere, unde o să fiu chemat.
Mirel, apropo de scris și de bilețele, ai început cu acel mic bilețel pentru Vlad, ai trecut la unul mai măricel. Nu vă așteptați că aduc vreun A1 acum pe teren. De asta, la următorul meci, nu știu. Nu, nu rămân la bilețele astea dacă este nevoie, dar sunt anumite situații în care atmosfera e grăgioasă și e foarte greu să transmiți, trebuie să transmiți fiecărui jucător în parte și atunci până te aude cel de pe partea cealaltă se poate termina o fază periculoasă pentru adversar și atunci mi-e mult mai ușor așa, pentru că am încercat să le transmit lor, să transmită de la compartiment la compartiment, la fiecare la fiecare și ne-au luat vreo 3 minute jumătate și atunci am zis cu foaia este cel mai ușor, în 30 de secunde află toată echipa. Se vede că citești foarte bine adversarul, știi în detaliu despre fiecare jucător în parte, te-am văzut și pe marginea terenului, de multe ori intuiești anumite faze cu 15-20 de secunde înainte de a se întâmpla. Asta în condițiile în care antrenezi doar de 2 luni în Liga Națională. Cred că cel mai important în momentul de față nu sunt doar informațiile pe care le dăm noi jucătorilor și discuțiile astea le avem cu ei. Important e ca ei deja să înceapă să reacționeze, să citească ei singuri situațiile din teren. Știu că nu este ușor, încercăm la antrenamente prin exerciții cognitive, nu este ușor deloc, știu că și eu am trecut prin procesul ăsta și nu e ușor deloc să încerci să citești singur situațiile și nu mă refer dacă poziția lui Vladimir de fundaș central doar a atacantului, el trebuie să fie atent la mijlocașul ofensiv, unde se poziționează pe momentul atacului rapid sau pe atacul pozițional, în momentul în care el recuperează mingea la fel, care sunt zonele în care adversarul le închide. Deci, din punctul de vedere, mai e nevoie de timp din nou. Dar sper să le facem cât mai rapid. Până la urmă, cred că problema noastră în momentul de față este concentrarea la finalizare. Ajungem să avem situații și ocazii, dar ratăm. Din punctul ăsta de vedere, sunt situații destul de favorabile în care ajungem destul de ușor, dar probabil în continuare credem că aia este cea mai ușoară situație de a marca, de a băga mingea în poartă, când de fapt ăla este cel mai greu lucru. Te întreba colegul Cristi dacă te-ai uitat aseară la meciurile europene, ai spus că le urmărești, dar îți spui și, îți spui și elevii să le urmărească și mai ales meciurile City, Manchester City sau Bayern München, echipe care produc foarte mult fotbal, așa cum încercați voi în Liga 1, multe ocazii, dar le și fructifică. Noi le spunem, după aceea ce face fiecare acasă, încă n-am ajuns la pasul ăla să-i sun pe videocall să-mi arate la ce mese uită. E important pentru ei să uită, dar în aceeași ordine vă spun sincer că am avut colegi care nu știau nici cu cine jucăm, dacă era Champions League miercuri, de exemplu, nu știau cu cine jucăm duminică. Deci, probabil că colegi. Probabil că sunt și jucători și la echipă la noi care nu se uită neapărat la meciuri de Champions League, sunt preocupați doar de ceea ce fac în timpul liber. Iar din punctul meu de vedere, atât timp cât face ceea ce trebuie la antrenament și asimilează informațiile, pentru mine este în regulă. Dar sunt și faze pe care noi le extragem din alte meciuri și le arătăm jucătorilor pe diferite poziții unde noi credem că putem să îmbunătățim anumite aspecte. Te aștepți la schimbări din partea lui Prepe? Pentru că de multe ori a folosit un modul și o echipă sau a făcut multe schimbări între meciurile de acasă și meciurile din deplasare. Într-adevăr, și ca abordare, acasă sunt foarte agresivi, în deplasare oscilează momentele, prima repriză așteaptă să vadă ce face adversarul, după aceea, în funcție de rezultat, modifică. Mă uitam chiar și partida lor cu CFR, unde au început foarte bine și începuturile de joc acasă sunt foarte periculoase și cu Hermannstadt și cu CFR au reușit să-și creeze ocazii în primele 15 minute. După aceea, cu CFR, în ultimele 15 minute, dintr-un 4-2-3-1, au trecut într-un 4-4-2 în Rom, din punctul ăsta de vedere, cu Celestin și Garita și cu Ișvan în spatele lor, au fost foarte periculoși pe orice minge lungă, recuperarea mingii a doua, orice spațiu lăsat liber de cei de la CFR a fost imediat activat de către cei doi în față cu viteză bună pentru mingile în profunzime. Din punctul ăsta de vedere, au jucători care poate să facă diferența, sunt mult mai agresivi acasă, sunt mult mai exați, iar, așa cum am spus și înainte, jucătorii de atac poate să facă diferența. Important e ca noi, în momentul în care joacă minge lungă, să știm ce avem de făcut, cum să recuperăm mingea a doua și unde să o jucăm imediat, pentru că și ei ne lasă zone libere. După aceea, cum acoperim profunzimea, care dintre cei trei fundași centrali trebuie să acopere dublajul și cel care activează duelul. La fel trebuie să știm foarte exact după aceea, după ce recuperăm
unde duce mingea, distanța dintre, de exemplu, între linia de fund și portar, la fel, trebuie să fie exactă pentru orice minge jucată în spatele apărării să poată iasă. Deci sunt câteva lucruri și câteva aspecte pe care le avem și le lucrăm. Te consideri și un antrenor puțin ghinionist, pentru că, uite, vorbeai mai devreme, sau situația de la meciul cu FCSB și dinaintea meciului cu FCSB, când rămăsesei decât cu Marcovici, și mi-am adus acum aminte de situația fixă în trecut la echipa națională, când ai rămas tot cu Marcovici, toți atacanții care îi aveai în vizor s-au accidentat, acum tot ce a fost la Craiova. Deci orice aș face ajung la Marco, nu? Nu, rămâi fără atacanți. Trebuie să avem grijă de el. Nu, chiar nu mă consider. Probabil că așa sunt situațiile și pentru noi a fost un moment important ăla și poate fi în continuare prin momentele astea de accentare, pentru că ca și unitate ne poate face să fim mult mai apropiați. După aceea, ca și strategie de joc, pe noi stafful ne pune mult mai mult la contribuție, pentru că trebuie să găsim alte zone prin calitățile celorlalți jucători care sunt valizi. În această perioadă, până în iarnă, va fi și o perioadă în care Sita va cerne la anumiți jucători, pentru că ai fost apropiat de când ai venit de ei, le-ai dat tuturor șanse. Mereu, așa a fost și când am fost la FCSB, așa a fost și când am fost la Naționale Tinere și la echipa mare. E normal, pentru că doar prin evoluțiile lor. După aceea, eu nu sunt de acord cu sintagma sunt jucător de antrenament și sunt jucător de meci. Pentru mine, cine nu ia la antrenament nu poate să fie ab nici la meci. Adică sunt niște principii pe care nu le voi abate indiferent de numele jucătorului. Dar deocamdată cred că e prea devreme să vorbim de schimbări de jucători. Vine iarăși o perioadă destul de aglomerată până se întrerupe pentru echipa națională. De fapt și după aceea, cu meciuri și de cupă. Ciudat acest sistem cu meciuri doar în deplasare, 3 deplasări? Da, oarecum ciudat, nu neapărat meciurile în deplasare, că până la urmă, dacă așa a fost tragerea, așa o să rămână. Pentru mine ce e ciudat e că jucăm 3 meciuri într-o grupă de 6, dar nu știm care suntem mai buni decât ceilalți, dacă nu jucăm fiecare cu fiecare. E singurul semn de întrebare. În rest, probabil că formatul va aduce mai mulți spectatori, o nouă implicare, pentru că și partea financiară contează și a crescut. Este singurul lucru care în momentul de față mă face să fiu puțin confuz cum putem să știm dacă este mai bun ca cealaltă echipă dacă noi nu am jucat cu ea. Atât. Ați avea vreo scuză dacă din această grupă nu ați merge mai departe? Nu știu dacă am avea, dar am putea să le găsim, cu siguranță. Ultima întrebare, Mirel. Și da, trecut a fost tu. Ultima la ultima. Nu, da, ultima, dar nu e la ce te gândești tu. Ai văzut emoția copilului la care Andrei Ivani a făcut o surpriză în fața blocului cu un tort, cu un tricou? Tu când erai copil îți doreai să ai parte de astfel de surprize? Păi le aveam, dar doar de ziua mea cu tort. Era mai dificil. Pentru mine surpriză era că faptul că jucam în fiecare zi fotbal în curtea școlii cu ceilalți care erau mai mari ca mine. Pentru mine era o surpriză de zi că eram lăsat, țin minte, aveam 12-13 ani și eram la miuțe, participam cu jucători de 20-21 de ani. La 12 ani, fiind copil, pentru mine era o surpriză în fiecare zi că mă băgau și nu eram ăla care veneam doar cu mingea. Și că de obicei ăla care venea cu mingea, ăla juca, când se supăra, își lua mingea și pleca să ducea și miuța. Nu eram, pentru că minge nu prea aveam momentul ăla decât dacă era al cuiva. Și când ai venit la Craiova, te-a luat sub arbitra ocrotitoare Pavel Badea, Iosif Rotariu în perioada aceea, când erai încă copil. Da, dar i-am prins doar o perioadă scurtă de timp cu Roti, cu Laslo, cu Mugur, Gușat. Am prins doar o perioadă de timp. După aceea au plecat și am rămas jucător tiner. S-a făcut o reconstrucție, acel retur la extensiv cu Nea Sorin antrenor. Și tu ai devenit un jucător consacrat în mai puțin de un an de zile. Bun, așa a fost să fie. Atunci le mulțumesc antrenorilor că au avut încredere în mine și Nea Sorin, după aceea și Nea Piții, după aceea și Loții Beloni la echipa națională și tot așa. Se pare că până la urmă i-am păcălit pe toți. Care a fost primul jucător cu care te-ai insectat atunci la extensiv? Cu Roti. Cu Roti. Iosif Rotariu, da. Vladimir, tu la Craiova cu cine te-ai intersectat prima dată? Nu mi-aduc aminte, sincer. Nu erau așa de mari jucători. Mi-aduc aminte doar că am fost cu juniorii și a venit cineva din staff după mine. Am plecat direct în deplasare la Botoșani cu autocarul. Aveam numai 15 ani și câteva luni, 8 luni, 9 luni. Aveți posesie în cele mai multe meciuri, dar vă chinuiți, v-ați chinuit și cu voluntariu. Ți-ai dorit să te chinuiești, dar să bați Argeșul?
cu siguranță o să ne chinuim. Argeșul este o echipă bună, dar totul depinde de noi cum ne facem jocul și sper să ieșim câștigători. Meciul de aseară l-ai urmărit? Care meci? Inter cu Barça, sistemul de joc de care spunea Mirel. M-am uitat doar prima repriză, că după am adormit. E vreun jucător care te-a impresionat? Sincer, mi-a plăcut stilul de posesie al Barcelonei, dar Interul pe contraatac a fost mult mai periculos. Și ce ai zis când ai văzut că VAR-ul nu funcționează nici în Champions League? Nu, am văzut pentru că repriza a doua am adormit. M-am uitat decât prima repriză. Ai oră de somn? Nu am oră de somn, dar m-am simțit obosit și m-am pus la somn. Am văzut că funcționează. Prima repriză a fost offside acolo, dacă nu mă înșel, la Martinez. Și fusese hands la fundașul central. A funcționat VAR-ul în prima repriză. În a doua repriză am văzut și de dimineață că a fost hands. S-a văzut destul de bine, dar n-a mai funcționat în a doua repriză. Mersi. Mulțumim mult de tot.